îmi pare rău că am început așa emisiunea, dar nici nu puteam să începem emisiunea altfel. Doamnelor și domnilor, poate vă gândiți ce legătură există între imaginea din spatele meu, da, din wall, și tema emisiunii de astăzi. Păi gândiți-vă așa că într-o sală de casino, da, sunt băieți foarte deștepți, da, undeva sus, unde este un monitor de control, da, care se gândesc la ce stimul să mai inventeze astfel încât oamenii care intră acolo să stea cât mai mult timp acolo. Că e o garanție că dacă stau mult timp acolo, o să și piardă mulți bani acolo. Ce legătură există între asta și rețelele de socializare, dependența de rețelele de socializare? Pentru că fix așa se întâmplă și legat de rețelele de socializare. Doar că noi suntem prinși de povestea asta, cei mai mulți dintre noi și cei mai grav copiii noștri, și ni se pare că este gratis. Doar că plătim cu timp și sănătate. Doar că plătesc acești copii cu timp și sănătate. Acum, să vă spun că sunteți la Vești Ce Crezi, e redundant. Sunteți la Vești Ce Crezi, sunt Ana Chera, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, că suntem în casele dumneavoastră, că ne primiți. Organizația Mondială a Sănătății a ieșit cu un studiu, că bineînțeles că mă leg la cap făcând subiectul ăsta, dar nu-i nimic. Sunt oameni care studiază și oameni care se tem de acest pericol. OMS-ul spune așa, că dependența de rețelele de socializare, este un studiu făcut public în România acum 24 de ore, e proaspăt. Dependența de rețelele de socializare duce la depresie, la agresivitate, la anxietate și, atenție, la rezultate școlare foarte slabe. Au studiat oamenii ăștia ce se întâmplă în Europa și au zis că pe marja asta 13-15 ani, vreo 28% dintre copiii români au probleme, au tulburări emoționale. Studiu făcut în România, Salvați Copiii, spune așa, unul din trei copii, atenție, unul din trei copii, gândiți-vă că aveți în fața o clasă, unul din trei copii, da, între 8 și 17 ani, are o formă de tulburare emoțională. De ce? Din cauza expunerii îndelungate la rețelele de socializare. 48,3% dintre copiii noștri petrec peste 6 ore pe zi în mediul online. În mediul online, unde este comparație, unde este competiție și unde stima de sine scade. Din ce în ce mai mult. Să știți, această emisiune nu este pentru părinții care știu ei sigur că dacă sunt toleranți cu copiilor, orice vor copiii, știu sigur că e bine să facă ce vor copiilor, pentru că în felul ăsta le cumpără dragostea. Nu este pentru ei emisiunea. Această emisiune nu este pentru părinții care știu sigur că e bine să cumperi copilului cel mai gadget dintre gadgeturi. Înțelegeți? Pentru că în felul acesta este o competiție între părinți, practic, în piață. Și părinții trebuie să iasă învingători. Nu-i pentru ei emisiunea asta. Ei știu sigur că e bine și că e bună calea lor. Această emisiune nu este nici pentru domnul secretar de stat Sorin Ion, da? Din Ministerul Educației. Pentru că domnia sa, prins cu politica, cum să zic, aproape implorat să dea, practic, să vină în casele dumneavoastră, să aducă în casele dumneavoastră un expert din Ministerul Educației care să ne spună, să ne garanteze că sunt oamenii în minister care se gândesc la problema asta, așa cum se gândesc toți europenii în toate țările civilizate, în toate ministerele de resort, care seamănă cu Ministerul nostru al Educației. Nu a găsit niciun expert și eu vreau să vă spun așa, că sunt sigură că Ministerul Educației sunt experți, dar pentru că ei nu sunt politicieni și pentru că ei pot lua fața politicienilor la un moment dat, sunt ținuți cumva într-un cont de umbră. Deci această emisiune nu este nici pentru domnul Sorin Ion de la Ministerul Educației, că sunt convinsă că nu înțelege nimic din ea. Altfel spus, această emisiune este pentru oamenii care au o urmă de îndoială, cum că n-ar fi bine totuși să lăsăm copiii atât de mult expuși, da, la rețelele de socializare. Este acolo ceva care spune, poate n-ar fi bine să facă asta, poate n-ar fi bine. Sunt convinsă că la finele emisiunii o să fiți mult mai siguri pe dumneavoastră în a controla timpul pe care îl dați copilului dumneavoastră ca să stea față în față cu gadgetul. Rămâneți la Vești Ce Crezi!
Sunteți la Vești Crest, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Vă prezint imitația, alături de care vom combate pe marginea acestui subiect, care nu este deloc unul delicat, să știți. Nu este popular deloc să spui plecați de pe rețelele de socializare sau petreceți cât mai puțin timp pe rețelele de socializare. Dar oamenii ăștia spun depresie, spun agresivitate, spun anxietate și spun rezultate, atenție, școlare slabe. Dar nu pentru că, nu știu, că am avea niște copii proști, iertați-mă. Și pentru că ei nu mai pot duce informația. Și pentru că l-auzeam pe domnul Arman Goșu, într-un interviu, spunând așa, domnule, sunt profesor și am în fața mea copii de tineri de 25 de ani. Nu mai știu ce să fac ca să le țin atenția captată la ce le spun. Și cred că sunt un om care vorbește bine. Nu mai știu cum să fac să îi fac atenți la mine. Deci sunt profesori care spun că nu mai găsesc cale de comunicare. Sunt și părinți care spun că nu mai găsesc cale de comunicare. Sunt oameni atenți și oameni cărora le pasă de ce se întâmplă de jur împrejurul lor. Zic să-i ascultăm. Mă prezint invitații. Sunt cu noi doamna ministra Educației, Caterina Andronescu. Îi mulțumesc foarte mult că este cu noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă onorează că vorbim despre educație. Nici am avea cum altfel, că pe toți pe care îi aud vorbind despre România și felul în care arată ea acum, toți spun, păi normal, dumne, dacă nu e educație în țara asta. Domnul Radu Sechei, care este expert în educație, mulțumesc foarte mult. Bună că seara, sunteți cu noi. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Ați fost colegi de birou, ca să zic așa. Deci, practic, domnul Sechei era expertul din birou. Dar trebuie să mă lăsați să vă povestesc un minut cum l-am cunoscut. Vă rog. Într-o zi de duminică lucrătoare pentru mine, eram evident la minister și mă sună de la poartă și îmi spune portarul că sunt două persoane care vor să stea de vorbă cu mine, că probabil aflaseră că sunt acolo. Unul dintre ei l-aveți în emisiune, cealaltă era o doamnă, amândoi interesați de școala finlandeză și chiar înființaseră o școală finlandeză. Și atunci eu l-am întrebat direct, nu vreți să venim să lucrăm împreună, pentru că, uite, despre școala finlandeză se vorbea foarte frumos. Începe să se vorbească mai puțin frumos astăzi, dar oricum ceea ce au făcut ei atunci era un lucru important. Și așa l-am invitat să fie consilier. Nu împărțeam chiar același birou, dar era una peste alta. Da. Una peste alta. E prima dată însă când împărțim un studio de televiziune. Da. M-a bucurat foarte mult că una peste alta, din asta se înțelege că un om care făcea politică a plecat urechea la ideea că ar putea să aibă aproape un expert în educație. Care stătuse 14 ani în Finlanda, da, în domeniul educației. Bun. Este cu noi și domnul Gheorghe Virgiliu Vlăescu, care este fost vicepreședinte al Institutului de Bioetică și cu voia dumneavoastră o să încep cu domnul Vlăescu această emisiune. Și vreau să vă întreb, domnule Vlăescu, dacă vi se pare că este exagerată temerea asta la nivel mondial, dacă vi se pare că este exagerată temerea asta în legătură cu dependența față de rețelele de socializare în rândul copiilor? Din punctul meu de vedere, cred că este o reacție minimală față de ce se întâmplă. Adică, uitându-mă la filmulețul la început emisiunii, mă gândeam că nu numai lumea s-a schimbat, că vedem pe copii tot timpul cu telefoane în mână, și în parcuri, și pe locuri unde se întâlnesc, la o masă, stau fiecare, metrou, nu mai vorbește mai departe, și la fel de mult s-a schimbat și creierul lor. Ceea ce oamenii nu înțeleg, că nu e vorba doar de o schimbare a obiceiurilor, ci o modificare a, să zic, a rețelelor neuronale, a structurilor cerebrale. Și de aici cred că e cea mai mare problemă, că ne vom trezi mâine, apoi mâine cu generații care nu sunt capabile să facă nimic. Adică nu sunt capabile să se concentreze, să muncească, fără atenție, fără concentrare, fără motivație, nu poți face nimic în viață. De, dumneavoastră spuneți că schimbări aproape fizice, nu? Aproape absolut. Fizice, absolut, la nivelul creierului. Orice activitate în perioada de dezvoltare a creierului, în zonele, în perioada de care sunt ferestre de oportunitate, 1, 6, 6, 12, 21, până la 21-23 se definitivează dezvoltarea corteului prefrontal. În perioada respectivă, dacă stimulii sunt diferiți sau sunt altfel decât ar trebui să fie, stimul natural, interacțiune, față către față, carte și așa mai departe, nu se dezvoltă rețelele neuronale aferente acestor activități. Deci copiii noștri sau adulții de mai târziu nu se pot face anumite lucruri, nu le-au dezvoltat. Mai mult, activitatea aceasta, adică ecranul, fiind o activitate hipnotică și ce inhibă funcția mai multor centre corticale,
hipocampus, cortex prefrontal, striatum, amigdală sau excită numai anumite zone, face în așa fel încât produce atrofii corticale. Există studii care arată că se produc atrofii corticale clare în creier. Gândiți-vă, acum 20 de ani erau studii care arătau că stresul major, copilăria timpurie, conduce la modificări cerebrale în sensul că se schimbă greutatea creierului până la 20-30%. Copiii de după 90 care apăreau înorfelinate și aveau comportamente copii cu handicap, ei se ascunseră normal, dar din cauza agresivității, creierul tinde să se distrugă, se distrugă rețele neuronale, nu mai cum se dezvoltă, se distrug. E bine că asta se întâmplă și cu fața ecranului acesta, pentru că contactul este unul foarte agresiv. Noi credem că copiii se distrează. De fapt, ei sunt hipnotizați niște stimuli foarte puternici pe care creierul le percepe ca pe un stres, ca pe o agresiune. Dar de ce spuneți că percepția este diferită? Că dacă întreb exact ce spuneți, până și oamenii mari spun, dom'le, mă relaxez, butonez, zapez, da? Și zic, mă relaxez. E adevărat că după o oră de stat pe rețelele de socializare ești epuizat cumva. Adică pare epuizat, nu par nici de cum un om câștigat. De ce e diferența asta atât de mare între percepția asupra unui fenomen și fenomen în sine? Omul percepe o deconectare, însă practic este o stimulare. Cu cât este stresul mai mare, și sunt studii pe tema asta, în perioada copilăriei, cu atât tendințele de comportament de dependență la adulții sunt mai mari. E legat evident de stres, viața stresantă. De exemplu, la copii, dacă copiii ar avea parte de mai multă afectivitate, de activități care să-i prindă mai mult, n-ar mai fi atât de ușor de cuplat, de prins de către mediile acestea. El stimulează. În momentul în care ești stimulat, ai sentimentul că este de interes. Crește dopamina, crește adrenalina, noradrenalina, omul se concentrează, rămâne acolo conectat. Asta este un fenomen care e efectiv de dependență, pentru că schimbările rapide de pe micul ecran și, în general, mesajele și stimulii care sunt, acționează exact pe aceleași zone ca și cocaina, eroina și mai departe, opioidele, pe zonele de recompensă, motivație. De aceea se creează foarte ușor dependență de ele. Cu cât e stimul mai puternic, cu cât e un studiu recent, în ultimii am făcut la Harvard, care demonstrează că ceea ce ne interesează se prelucrează într-o zonă a creierului diferită de ceea ce nu ne interesează. Gândiți-vă că aceste instrumente sunt inteligente și știu ce să ne ofere ca asta, ceea ce ne interesează pe noi. Doar prin câteva butonări, faptul că apăsăm pe anumite mesaje, ele învață despre noi. Ele știu mult mai multe despre noi decât știm noi înșine sau părinții noștri sau oricine altcineva. Pentru că ele urmăresc comportamentele și știu unde este zona de interes. Acolo se concentrează, îmi dă ce-mi place și ca atare îmi activează permanent atenția, mi-o stimulează, însă în momentul în care mă deconectez, se constată că omul nu mai poate fi atent pentru că este fenomenul de sevraș. Pentru că este fenomenul de sevraș și pentru că, bineînțeles, că viața reală nu are cum să-i ofere stimuli ăștia pe care îi primește atât de ușor pe rețelele de socializare. Și atunci, dacă în viața reală eu nu găsesc, cum să zic, adrenalina asta pe care mi-o oferă rețeaua de socializare, da, voi merge din nou către telefon să mă uit la ce s-a mai întâmplat pe rețeaua de socializare, pentru că ăsta este locul în care, de unde mi-au eu stimul, care mă stimulează pe mine. Și tot așa, și tot așa, spuneți dumneavoastră, până se modifică fizic, spuneți, creierul. Vreau să vă mai întreb ceva înainte să întreb și pe ceilalți invitați, lucruri importante, care contează pentru noi. Astea sunt subiecte care contează pentru noi și pentru bunăstarea noastră. Și vă rog să fiți cât se poate de conectați la lucrurile astea. Știu că nu e pe dezbrăcate la emisiunea asta, nu e despre dezbrăcate, despre buzat, despre, nu știu, despre ce vreți noastră. E mai greu să intri în casa oamenilor cu așa ceva. Dar sunt chestiuni care ne fac bine, ne întăresc în luarea unor decizii importante pentru viață. Vreau să vă întreb așa. Tot ce distrug copiii ăștia sunt dependenți de rețelele de socializare, mai poate fi reconstruit în creierul lor? Depinde de timpul de expunere, depinde de perioada în care au fost expuși, depinde de duritatea stimulilor. Toate acestea sunt factori, o mulțime de factori care pot face ca lucrurile să fie irreversibile. Oricum, un grad de irreversibilitate există în mod absolut, pentru că ceea ce ai pierdut la un moment dat e foarte greu să recuperezi. Știi, la copii cu autism
se lucrează foarte mult ca să dobândească anumite achiziții. E bine și la acești copii. În momentul în care, la 22-23 de ani, când se trezesc, își dau seama că nu pot face nimic în viață și vor să facă, constată că este foarte greu să facă sau să învețe lucruri pe care alții le învață foarte ușor. Asta este tot. Adică ar putea, cu multă muncă, în toată viața, să reușească să ajungă la niște performanțe, dar mult mai mici decât ei puteau să facă fără să aibă aceste experiențe. Deci vor pleca de la un handicap în viață. Știți, rămâneți cu noi, vă rog frumos, domnule Vlescu. Vreau să vă întreb așa. M-am uitat pe niște statistici care m-au îngrijorat teribil, cum probabil că și pe dumneavoastră vă îngrijorează. Și la un moment dat vedeam acolo, domne, rezultate școlare slabe, lăsând asta, știți, cu depresia, cu însingurarea, cu agresivitatea, sunt chestiuni așa relative, omul nu le poate măsura. Bă, dar rezultatul școlar, asta e măsurabilă. Și pe cât de slabe sunt rezultatele școlare, pe atât de pâlpâitoare mi se pare reacția autorităților din minister în legătură cu niște decizii ferme, domne. Ferme. Care este intenția noastră? Să stea copilul cât mai puțin pe rețelele de socializare. De ce? Pentru că îl distrug dacă este supus îndelung acestor rețele, dependenței de aceste rețele. Păi și ce facem? Și ministerul zice, domne, am interzis, domnul Sechei, spuneți-mi că nu visez când spun asta. Mine să mă ciupesc. Ce, am interzis folosirea telefoanelor mobile în școală, în timpul orelor. Domnul Sechei, cum adică am interzis folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor? Păi în ore nu trebuie să nu folosești telefoanele mobile? E adevărat, în ore ce am vrea să se întâmple este să predăm și să învățăm. Asta este orice element care distrage de la procesul de predare-învățare ar trebui interzis și este interzis, de fapt, prin natura activității de predare-învățare. La fel cum nu ne apucăm să batem mingea în clasă, la fel nu stăm cu telefonul în mână în clasă în momentul în care zice, era interzis din 2016, dar... Acum îl interzicem de-a dreptul, în ore. Și rămâne la latitudinea școlilor, conducerii școlilor, să găsească modalitatea unde să pună copiii. Deci o întreagă tevadură. Unde să pună copiii telefoanele? Cu timp o să le ia să ia telefoanele în pauză? Și ce dacă directorii de școală sunt șmecheri, iertați-mă exprimarea, o să facă ei cumva astfel încât nici în pauze să nu folosească copiii telefoanele. Dar nu e o chestiune foarte fermă. E așa, dacă vrea directorul de școală... Acum... În timpul pauzelor nu cred că e o problemă neapărat dacă îl folosesc într-un scop de comunicare, deși nu-i văd rostul într-o pauză pentru un copil. N-ar trebui să fie conectat mereu la telefoanele mobile. El este în pauză, socializează, se relaxează, se joacă cu colegii. Dar mai ales în timpul orei apare problema. Pentru că interzicerea asta prin actul de confiscare temporară a telefonului, mi se pare că, de fapt, îl îndepărtează și mai mult pe copil de învățare. Îi se spune, mai de fapt, eu ți-l iau pentru că tu oricum l-ai folosit. Haideți să încercăm să le explicăm. E adevărat că la vârste mai mari este mai ușor decât la cei mici, dar dacă de la o vârstă fragedă încercăm să le spunem nu este bine să folosim telefonul, lăsăm deoparte, aici, pe bancă, lăsați-l pe bancă, cu fața în jos, așa, pe bancă. Astfel încât ei să poată să se detașeze emoțional de acest telefon. Pentru că dacă, într-adevăr, sunt atașați emoțional, îi vedem mereu că am prieteni de vârstă mai înaintată care, efectiv, dacă nu au telefonul în mână, se panichează. Dacă învățăm copiii că este ok să-l folosească sau că este, de fapt, o pedeapsă, lași telefonul, vii la școală, dar lași telefonul deoparte, haideți să învățăm să se relaționeze sănătos la telefon. Este un instrument pe care îl folosim pentru anumite scopuri, însă atunci când suntem la școală, învățăm, predăm, ne jucăm, facem altceva, dar nu stăm pe rețea de socializare sau nu comunicăm cu colegul de bancă pe telefon. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le facem deja de ceva vreme. Nu cred că e nevoie să ducem telefonul cu noi în clasă. Era un moment în care discutam inclusiv cu doamna ministru, îmi spunea că studenții domniei sale folosesc telefonul la oră pentru că urmăreau ce spunea online. Urmăreau cursul. Însă copiii nu fac asta în școală, să fim serioși. Dacă ei se uită pe telefon, se uită la altceva. Și în momentul de față există, mai toți au tablete date de școală pe care le putem bloca astfel încât dacă avem nevoie în procesul didactic să folosim mediul digital, putem să-l folosim fără aceste instrumente. Le putem lăsa acasă. Am sesizat în ce ați spus. Copiii sunt atașați emoțional de telefoane. Bineînțeles că eu în această emisiune să fiu satrapul, înțelegeți? Adică, cum îi spuneam eu doamnei șef de la medicină legală, cum ar veni dracu, îmi cer scuze.
Deci, satrapul. Satrapul întreabă un bioetician. Atitudinea asta, domnule Vlăescu, atitudinea asta, copiii sunt atașați emoțional de telefoane, vedem cu toții asta. Să nu le luăm totuși telefoanele din prima, așa, că a zis Ministerul Educației, luați-le telefoanele copiilor. Nici măcar nu zice, dar presupunând că ar zice, înțelegeți? Vi se pare ok? Doamnă, copiii sunt dependenți de telefoane. Eu nu cred că există dependent care să scape de obiectul dependenței în prezența lui. Adică există o condiție ca să scape de dependență să nu fii în contextul respectiv, pentru că contextul respectiv îți amintește, se numește întărire pozitivă în studiile pe dependență. Îți amintește de plăcerea pe care ai avut-o și atunci atins e o tensiune foarte mare. Mult mai ușor este pentru un alcoolic să scape de alcool fără prezența alcoolului sau a drogului și așa mai departe. Nu poți în sala de jocuri să nu te joci. Deci, în tot cazul, toate dependenții, copiii sunt dependenți. Atașamentul emoțional este că cercetează de 58 de ori pe zi să vadă ce se întâmplă, astea sunt statisticile, că trăiesc mai mult în contact cu telefonul decât cu părinții, cu prietenii, cu oricine în lumea aceasta, că se culcă cu telefonul lângă ei. Deci sunt o mulțime de studii care arată că 10% din copii suferă de o dependență diagnosticabilă. Deci nu vorbim de că metaforică sunt dependenți. Sunt diagnosticabili, sunt oameni cu dependență. Creierul lor nu mai funcționează bine dacă nu au un telefon în față. Și atunci, cum poți să stai cu el lângă tine și să nu-l folosești? Eu cunosc cazul copii plecați care aveau probleme de dependență, să zic. Copii obișnuiți, cu 6-10 ore, asta este media, 6-10 ore de contact cu telefonul pe zi. Eu îi întreb, cei mai buni sunt la 4 ore? 3-4 ore sunt copii cu părinți conștienți, care se luptă, care îi controlează. 3-4 ore, enorm, 3-4 ore pe zi. Eu sunt șocat, pentru că 3-4 ore, dacă ai folosi, ai face sport, matematică, o limbă străină și ai citi 10 pagini, 20, ai avea cultură, stare, condiție fizică bună. Condiție fizică foarte bună, ai ști matematică și o limbă străină într-un an de zile. Asta este clar. Deci 4 ore pe zi este imens. Dar ei se duc de la 6 la 10. Deci când întrebă copiii despre colegii lor, cam cât stau? 10 ore, spun ei. Despre ei spun că 4-5. Bun. Gândiți-vă așa, îi duce undeva într-o pădure la tabără de supraviețuire. Le ia telefoane și zice, vi le dau jumătate oră pe zi. Nu le iau. După 2 zile uită că există telefon. Pentru că intră într-un alt context, li se desfășoară altceva în viață, se întâmplă altceva cu ei. Dar dacă pui telefonul în mână, eu cred că este foarte greu, chiar imposibil, pentru că aceste mijloace sunt inteligente. Ele știu ce să facă cu noi. Odată ce a apăsat și a intrat, el nu se mai poate desprinde. Plus că, să înțelegem, toți copiii care stau mult pe tele au probleme de motivație. Când îi întreb ce faci, zic, dacă trebuie să îi întrebe părinții pe copii, ce faci, dacă mă plictisesc, înseamnă că are o problemă motivațională. Cortexul lui prefrontal este afectat. Niciun copil în perioada noastră copilului nu se plictisea. Deci găsea ceva de lucru. Eu nu m-am plictisit niciodată, nu știu să folosesc cuvântul ăsta. Ei se plictisesc. Prima este lipsa de motivație, al doilea lipsa de atenție. Nu se pot concentra. Dacă TikTok-ul are 5-10 secunde, ei cam atâta se pot concentra, atenție. Și atenția este fracționată de nenumărate ori, de sute de ori într-o zi și apoi vrei să fie copilul atent la tine când îi spui o propoziție. Și el, practic, la mijlocul propoziției, nu frazei, da? Mijlocul propoziției este undeva cu gândul în altă parte, pentru că nu mai poate să țină pasul cu tine. Nu pentru că el nu ar vrea. Nu pentru, de aia se supără părinții. Băi, dar nu ești atent la mine, mă sfidezi, pedeapsă, du-te. Și de asta este aici doamna ministru Ecaterina Androescu să ne spună cum gestionează politicul, cum ar trebui să gestioneze Ministerul Educației povestea asta, care este foarte delicată. Vedeți, vine specialiștii, vin și spun, domne, terminați cu măsurile astea pe jumătate. Experții în educație zic, domne, stai așa, că nu e așa, nu poți să iei copilului telefonul direct, că se întâmplă o nenorocire. Deci cum gestionează, cum ar trebui să gestioneze Ministerul Educației povestea asta? În câteva clipe rămâneți cu noi. Sunteți la Vești Ce Crești și da, vorbim despre o temă foarte sensibilă pentru fiecare dintre noi. Pentru că vedem cu toții ce se întâmplă de jur împrejurul nostru când oamenii stau doar cu capul în telefon. Te duci pe o terasă, vezi tinerii, fiecare cu telefonul lui, fiecare în lumea lui, ei sunt la socializare. Vezi copiii de la 6 ani, de la 5 ani, apropo, a scăzut vârsta de la care se vorbește despre dependență de rețelele de socializare la copii de 5-6 ani, adică înțelegeți despre ce vorbim? Și într-adevăr, doamnelor și domnilor, este în acest moment
o mega dezbatere. Adică ar trebui să fie o mega dezbatere. Cum vedeți la Vezi Ce Crezi? Așa ar trebui să fie și în societate. Adică specialiștii, fiecare cu părerea lui, fiecare pe bază de studii, da, să înțeleg, să ajute politicul, să propună politicului niște măsuri concrete. Doamne ministru, ce puteți face? Ce s-ar putea face între două viziuni diferite? Uitați, doi experți aici, unul în educație, unul în bioetică, unul spune, domne, nu se poate cu jumătate de măsură relația asta dintre copii și telefon, nu se poate, că îi distruge oricum telefonul ăsta. Și domnul Sechei, expert în educație, spune, nu, domne, stai puțin. Nu așa. Nu așa, că produci traume și mai mari. Că nu așa trebuie să procedăm. Dar de la începutul emisiunii dumneavoastră mi-am amintit o discuție cu destul de multe contondente, replici contondente, între Nicolae Iorga și primul ministru Brătianu de atunci. Nicolae Iorga era destul de agresiv în discurs și la un moment dat îi spune, ascultă-mă dumneata pe mine, eu sunt profesorul, dumneata ești inginer, ce ți-a adus ingineria? Iar răspunsul lui Brătianu a rămas peste ani, să spunem așa. Și a spus, măsura tuturor lucrurilor, domnule profesor. Da? Deci eu cred că tot ce intră în viața noastră trebuie să intre cu măsură. Dacă s-a creat dependența și identificăm copii care sunt dependenți, atunci trebuie să ne uităm la familie. Și familia trebuie să înțeleagă că nu trebuie să-și asigure liniștea acasă, dând în mână un telefon sau o tabletă copilului care accesează ce găsește, pe de o parte. Ca urmare, măsură și acolo. Este absolut, măsura este adevărat absolut necesară. Adevărul că dependența nu se creează la școală. Corect, da? Nu cred că în orele de școală creează copilul dependență față de telefon și de socializare. El vine cu dependența în școală. Da. În același timp, generația de acum din școli, chiar și cei care sunt la grădiniță, sunt generații ale tehnologiei. Noi nu-i putem rupe de tehnologie. Nu-i putem rupe. Și atunci ce putem să facem? Știți că specialiștii vă contrazic. Nu. Specialiștii vă contrazic și spun, doamne, asta nu-i tehnologie. Asta este entertainment. Nu este adevărat. Cu totul și cu totul adevărat. Telefonul este un instrument care ne dă acces la internet. Internetul, la rândul lui, este cea mai bogată resursă educațională. Copilul însă nu este capabil la vârste foarte mici și chiar poate spre gimnaziu să caute despre ghețari și copila lor. Cel transformă pe el, cum făceam noi în lege, discutam în lege, în cea mai bună variantă a sa. Și atunci are nevoie de un intermediar. Care este profesorul? Părintele la vârste mici, profesorul de când intră în școală. Și vă dau exemplu, o profesoară de geografie care a făcut o lecție cu telefonul în mână. Le-a dat copiilor telefoanele, le-a scris pe tablă un link, au deschis cu mare bucurie la link-ul pe care doamna profesor l-a scris pe tablă și acolo au găsit lecția cu multe imagini, cu multe explicații. Au citit cu o bucurie extraordinară pentru că ei au atracție față de acest instrument. Și atunci noi de ce să nu facem școala mai atractivă folosind acest instrument ca instrument de învățare? Subliniez lucrul acesta. Au învățat lecția, după care doamna profesor le-a mai scris pe tablă un link în care au găsit un set de întrebări și au răspuns și și-au pus singur note, ca să fie și de amuzament, să spunem, lecția aceea. Asta cred că trebuie să facem. Avem platforme educaționale. Profesorii din școală pot să-și facă lecții personalizate pe clasa respectivă. În lecție să aducă... Dar nu erau table inteligente? Nevoie să dea copilul cu telefonul în mână la clasă? Da. Poate să acceseze într-o zi, știu, nu-i merge internetul pe tablă, dar îi merge internetul pe telefon. Și atunci telefonul este instrument de învățare. Și atunci, sigur că ceea ce trebuie să facem noi este să protejăm atracția față de telefon, în sensul că să beneficiem de această atracție. Adică să fie o trampolină pentru... Exact, pentru a crește atractivitatea și față de școală și în același timp să le selectăm site-urile din care iau ce învăța și, într-adevăr, cresc în valoarea cunoașterii pe care cum o acumulează selectăm, doamna, în fiecare... Ministru, cum să le vai selectăm? De mine. Păi cum să că ei se uită pe... Că ar fi altfel rezultatele, dacă lucrurile ar sta așa, rezultatele evident că nu stau așa. Rezultatele școlare n-ar fi astea care sunt. Pentru că ne lipsește intermediarul. Mă înțelegeți? Care este cine? Care este părintele pentru vârste mai mici și profesorul pentru vârste mai mari. Acum citeam, am fost invitată la
conferința Academiei de Științe Tehnice și am prezentat o lucrare cu profesiile viitorului. Știți că una dintre profesii este tocmai această meserie de, scapă numele acum, manager al platformei educaționale. El asta trebuie să le selecționeze copiilor de pe platformele educaționale. De ce avem platforme? Și noi avem platforme educaționale cu toată biblioteca și cu toate manualele acolo. Asta trebuie, și atunci copilul, folosind telefonul ca să acceseze lecțiile pe care le face la școală și telefonul să devină instrument de învățare, acasă nu va mai fi atât de nebunit după telefon. Și facem și școala mai atractivă. Deci eu pledez pentru utilizarea telefonului ca instrument de învățare. Regret nespus că într-o lege care a fost scrisă în anul 2023 nu există nici măcar un articol în care se spună tehnologia este instrument de învățare. Ei, noi nu-i putem rupe de tehnologie. Cum adică inteligența artificială vine năvalnic, intră în viața noastră năvalnic și noi încercăm să-i trimitem pe copii în secolul 20? Nu se poate. Domnule Vlăescu, voi să interveniți, vă ascult. Eu cred că nu înțelegem puterea acestor mijloace. McLaughlin încă din anii 80 a demonstrat că nu sunt mijloace de învățare, ci sunt mijloace de divertisment. Pare rău, vă contrazic cu argumente. Dați-mi voie să spun și eu ceva. În toate marile școli private din Occident, fie că sunt medii, fie colegii, fie universități, nu se intră cu telefon mobil. Cel puțin în școlile private, încât știu, în state, în Europa, cunosc licee și în Grecia și în Germania, nu ai voie cu telefonul mobil. Nu, pentru site-uri oarecare. Dați-mi voie să termin. Iertați-mă. Este o atitudine provincială să îi lăsăm cu telefoanele în clasă. Ele nu sunt mijloace pe care să le poată controla. Ei n-au cortexul prefrontal dezvoltat la vârsta lor ca să poată avea un comportament de control asupra telefonului mobil. Înțelegeți? Haideți să vă spun un lucru. În anii 2000, guvernul României a dat vreo câteva sute, dacă nu, câteva mii de vouchere pentru a cumpăra copiii, a li se cumpăra copiilor niște calculatoare pentru educație. Li s-au pus programe educaționale. La circa câțiva ani de zile, nu mai țin minte, 5 și 7 ani, au venit doi cercetători la două universități diferite din state, unul român de origine, și au făcut un studiu și au analizat matematică, română, engleză, care sunt rezultatele. Acești copii care se folosiseră de acele calculatoare aveau rezultate mai slabe decât toți ceilalți la toate cele trei care au fost observate. Și au constatat ce? Calculatoarele au fost folosite ca mijloace de divertisment. Chiar dacă nu aveau programe instalate de divertisment, ci programe pentru educație, ei au căutat divertisment. Mediul acesta este un mediu al divertismentului. Nu le poți face lor inițiere și să le explici, pentru că nu ți-e de explicația rațională. Eu am nepot care este foarte atras de tehnologie. Foarte atras de tehnologie. Orice vede pe tehnologie și construiește tot timpul. Dar nu are telefon în mână niciodată. Are 9 ani jumate, nu-mi intră telefonul. Ar vrea să-l aibă, dar nu-l are. Și a crescut și nepoată mea tot fără telefon și este foarte bună la universitate. Este până în cel în primele, în an, a treia, a patra. Și am prieteni foarte mulți care, eu de 20 de ani același lucru spun. Din anii 2004 vorbesc de aceste efecte. Și care nu și-au crescut copiii cu telefoane și sunt la Mihai Viteazu, 78% din copiii lor, Sava, informatică în București. Și nu sunt privați, nu, că doamna ministru a spus un lucru foarte important, care este în mintea multor oameni. Și nu sunt privați copiii respectiv de tehnologie, adică nu îi rupeți de vremurile în care ei trăiesc. Asta răspunde la întrebarea asta. Încă o dată, acesta nu este tehnologie, acesta este un mijloc de divertisment. Nu e tehnologie. A fi tehnologie înseamnă să le pui în mână să construiască ceva. Sunt jocuri inteligente, este și o matematică. Copiii care sunt buni la matematică. Vă rog, am prieteni care... Doamna ministru. Domnul Vlăescu, sunt profesor... Iertați-mă și pe mine puțin. Sunt profesor în Politehnică de foarte mulți ani. Dacă nu aveam telefonul și calculatorul în timpul pandemiei, toți cei care erau în proces de învățare erau rupți total de școală. Ne-au salvat platformele educaționale pe care noi aveam cursurile deja puse la Politehnică de mulți ani de zile și faptul că ei au avut fie un telefon, fie o tabletă. Au intrat și ne auzeam în direct și puteam să le transmitem lecția. Eu cred că folosirea rațională, nu pentru site-urile pe care nu vreau să le numesc și din care copiii n-au ce învăța, ci pentru acele site-uri să le dăm acces, unde ei pot să facă acumulare. Adică doamna ministru spune așa, domnule Vlăescu, și o să intervină și domnul Sechei în câteva clipe. Spune așa, domnule, dă-i, ocupă-l pe copil pe telefon,
să caute site-urile care îi sunt utile pentru școala de a doua zi, de a treia zi, adică un fel de te trimit acolo să ții informația, pentru că o să te întreb din informația aia peste două zile, ocupă-i timpul cu asta ca să nu mai aibă timp să stea pe rețelele de socializare. Eu așa înțeleg, am înțeles bine? Foarte bine. Ok. Dar nu poate să stea copilul, trebuie să stai lângă el, să stai să dirijezi permanent, pentru că... Te spuneți că nu poate exista control. Foarte interesant. Nu am și eu prieteni care au făcut facultatea în perioada pandemiei și toți stăteau calculatoarele deschise și făceau altceva. Și au dat examenele câte 5 într-un loc și încercau, fiecare punea ceva și așa au trecut examenele. Post-pandemie se știe că a scăzut nivelul de educație la nivel școlar, universitar, enorm în România. Asta este o realitate. N-a folosit. Domnul Sechei, vă rog, vă rog. A scăzut într-adevăr, dar a scăzut pentru că noi nu eram pregătiți ca și societate încă să folosim aceste instrumente pentru învățare. Nu eram pregătiți tehnic, culmea, e o ironie a sorții. Nu, deci noi nu știm, încă nu știm să-l folosim, să folosim tehnologia pentru a genera învățare. Și aș vrea să fac o paralelă, pentru că mă gândeam la ideea de divertisment. Dacă îi dai unui copil o minge, se va juca cu ea. Da. Doar se va juca cu ea. Dacă îi dai și un antrenor, va învăța să joace fotbal și s-ar putea să facă performanță într-o zi. Dacă îi dai doar un telefon și îl lași în mână, se va juca cu el. Dacă reușești să-l integrezi într-un proces de învățare, de training mental și mai departe, va învăța să-l folosească pentru a învăța, pentru a genera învățare, păi, pentru a obține informații. Deci, încă o dată, copilul vine la școală cu dependența asta, să fie foarte clar, deci nu în școală își dobândește dependența de rețelele de socializare, da? În pauză, dacă îi dau telefonul oamenii ăștia de la școală și o să îi dea, pentru că le e frică să zică țineți telefonul și în pauză la durapă acolo, că la școală socializați între voi, mâncați un măr, împărțiți o pungă de pufuleți. Nu le spune nimeni asta, că le e frică profesor. Profesorii au frică dementă de copii și de părinți. Adică eu îmi doresc o școală puternică în care profesorii să aibă mușchii foarte mari. Înțelegeți? Eu așa îmi doresc pentru țara în care trăiesc. O școală cu profesori cu mușchi. Înțelegeți? Și părinții, îmi pare rău, așa îmi doresc. V-am zis. Nu mă deranjează. Nu mă deranjează, sper să nu mă deranjeze. Și, dar da, să aibă și în care profesorii să nu fie, să tremure, să zică, domne, ar fi bine să spună, mai bine să nu spun că îmi fac mulți dușmani, lasă așa, că dacă directorul acceptă, mergem mai departe cu frenezia asta. Facă fiecare ce vrea în școala unde noi suntem profesori. Ei nu pot să accept chestiunea asta. Să vină mama să urle la profesoară că i-a dat prea puțin copilului, să vină tata să spună, să-și arate buzunarele cu bani, să zică, băi, vreți sponsorizări? Bine, dacă nu, deci al meu primul pe listă. Deci nu se poate, nu se poate face educație așa. Nu se poate face educație cu o școală în care profesorii tremură. Nu se poate, punct. De acord. Așa cum nu se poate face școală cu un minister care ia decizii politice mai degrabă decât decizii în interesul oamenilor. Vrea să fie simpatic. Dom'le, nu se poate să fii simpatic tot timpul. Adică uneori mai și pierzi, fiind antipatic, dacă știi și pe termen lung. Ce vreau să vă întreb? Copilul vine în școală cu dependența și vreau să spuneți, domnule, profesorul trebuie să găsească. De ce nu găsește profesorul cale să facă din telefon ce spunea doamna profesoară puțin mai devreme, doamna ministru? Să facă din telefon un mijloc educativ. Nu aș generaliza. Sunt profesori care găsesc deja. Căile respective. Sunt profesori care folosesc tehnologia inclusiv pe telefon mobil pentru a genera învățare. Sunt activități care se desfășoară aproape o oră întreagă folosind și telefonul mobil. Nu doar tabla inteligentă. Tabla inteligentă. Da, sunt și profesori care dau lecții, temele copiilor pe telefon cu o oră înainte de o intrare la școală. Adică pe WhatsApp vin lecțiile, înțelegeți, la matematică. Mi se pare normal? Nu mi se pare normal. Asta nu mi se pare normal, dar aceste instrumente se dezvoltă în timp. Noi am făcut un salt ca societate destul de mare în ultimii 3-4 ani după pandemie pentru a integra, dacă vă gândiți acum 5 ani de zile, nu era integrată deloc tehnologia în învățare, foarte rar. Acum o folosim, se dezvoltă instrumente. Profesorilor trebuie să li se dea inclusiv cunoștințele și cunoștințele procedurale pentru a folosi aceste instrumente. Nu pot nici ei peste noapte să treci din carte, adică am folosit cartea ani de zile ca instrument unic de lucru și acum dintr-o dată trecem pe altceva, fără să le creăm condițiile în care să folosească aceste sau să le spunem cum. Pentru că eu sunt convins că dacă am vedea diferența între instrument de entertainment și instrument de învățare și am ști să-l folosim ca instrument de învățare, nu să-i punem să se uite, că sunt și cazuri de astea. Le spunem, ok, 10 minute, uitați-vă la ceva, un filmuleț pe internet și îl discutăm după. Nu e neapărat o metodă activă de învățare folosind tehnologia, dar sunt multe altele. Trebuie, în schimb, să le diseminăm în sistem. Încă o dată, sper să nu aveți vreo undă de îndoială.
că sunt un om revanșar, adică că aș fi un om revanșar, să nu vă îndoiți faptul că sunt un om așezat așa și cu bună intenție. Și poate că dacă m-am luat de domnul, cred că am spus o prostie mai de. Deci nu sunt un om revanșar, de asta vreau să zic. Da? Deci să nu credeți că l-am atacat pe domnul secretar de stat Sorin Ion, dar eu aș vrea să se înțeleagă în națiune, da? să treacă de ecranul televizorului ideea asta că în Ministerul Educației cineva, mai mulți oameni deștepți, se gândesc că asta este o problemă, că doar nu a venit OMS-ul degeaba să spună că rezultatele școlare ale copiilor sunt slabe din cauza, mare parte din cauza dependenței de rețelele de socializare. Că ce interes are OMS-ul să facă lucrul ăsta? De nu ar veni studiile astea care se fac la noi și aflăm că unul din trei copii între 8 și 17 ani suferă de o formă de tulburare emoțională din cauza dependenței de rețelele de socializare. Adică ce ar câștiga lumea să facă studiile astea din care să reiasă povestea asta? N-ar câștiga nimic. Este o situație gravă la care oamenii de știință se raportează. Se întâmplă niște modificări în mintea noastră a tuturor, dar mai cu seamă în mintea copiilor. Eu de asta m-am supărat pe domnul Ion, că nu cred că Ministerul Educației, adică mi-e frică să cred că Ministerul Educației nu există o echipă de băieți deștepți care să se gândească, măi, cum abordăm noi subiectul ăsta cu telefoanele și cu rețelele de socializare? Există? Dați voie să mai adaug există? Ceva. Nu cred din informații, există. Nu credeți că nu. Există. Există, da. Domnul Seghei? Da. Dar aș echipa vrea respectivă? Da. Dacă există, e foarte subțire. Dacă există, e foarte subțire. E dar aș vrea să dau un exemplu. Hidrocentrala Porțile de Fier, Porțile de Fier 1, a fost proiectată de un profesor de la Politehnică, unul din marile minți luminate ale hidroenergetice. Și a făcut proiectarea cu rigla de calcul, pentru că așa, n-aveam calculatoare în vremea aceea. Astăzi ni s-ar părea că este îngrozitor să te întorci la rigla de calcul când viteza de calcul este cu totul altceva. Documentul pe care l-am redactat și de care vă spuneam vorbește despre faptul că în 5-6 ani 50% din joburile existente astăzi nu vor mai exista. Mai mult decât atât, absolvenții de gimnaziu de anul acesta... Nu, dar noi vom mai exista, creierul noi, copiilor noi, ăstora va fi da, mai da, bun. Da, asta? Da, depinde da, de noi. Depinde de noi, e categoric. Da. Și atunci, ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să învățăm? Am ajuns să credem, uitându-ne pe ce se întâmplă în viitor, că e foarte greu să înveți o profesie astăzi pe cei care se află în școli. Și atunci trebuie să înveți să se adapteze. Ca ei... Lumii care vine. Exact, lumii care vine. Nu îi putem rupe de lumea care vine. Domnule Vlăescu, ce ați face dacă ați fi ministru educației în situația în care vin sondajele astea, vin studiile astea de la OMS, de la ONG-urile care fac studii apropo de impactul dependenței de rețelele de socializare asupra sănătății copiilor? Iertați-mă, nu e vorba de lipsă de măsură, cum spunea Brătianul Mărgaș, e vorba de conștientizarea faptului că e foarte greu să te lupți cu mijloacele astea, fi mijloace inteligente, mai inteligente decât noi poate. Inteligența artificială este acolo cuprinsă și își face treaba. În primul rând, eu nu cred că are ce căuta cu copilul cu telefon la școală și sunt de acord cu școlile din străinătate, unde mai ales elita nu are voie cu el, îl lasă la ușă dacă vine cu el la școală. Dar în general să știți că Obama nu întâmplător de-a luat la fetele lui telefon la 16 ani. Și nu întâmplător în Israel, majoritatea tinerilor nu au voie până pe la 16 ani cu telefon mobil, smartphone, doar cu telefon cu butoane. Cercetați să vedeți care este realitatea. În al doilea rând, aș crea niște politici de conștientizare a părinților. Am avut o conferință duminica trecută în București undeva, cu vreo 400 de persoane, părinți cu copii. După conferință, trei copii și-au luat telefoanele, au dat părinților că nu mai avea nevoie de ele. Chiar în timpul conferinței, pe la sfârșit, un copil m-a întrebat ce ar trebui să facă ca scapă de telefon. Copiii sunt ființe înțelegătoare. Dacă părinții le-ar explica, dacă părinții n-ar crede că ei se distrează, că le face bine, că e un mijloc care le sporește capacitatea de a realiza ceva în viață, cred că ar fi mult mai bine. Vă dau un exemplu. Am un prieten care era... 30 de secunde, vă rog. A angajat pe posturi foarte mari în informatică și mi-a zis cei care stăteau de mici în fața calculatorului nu erau capabili de nimic. Cei mai buni sunt matematicienii. Cei care au terminat matematica sunt cei mai buni în informatică și în controlul tehnologiei. Deci e vorba cum s-a dezvoltat creierul și matematica dezvoltă cel mai mult și nu cum folosim noi niște ecrane. Atât am spus. Mulțumesc. Domnule Sechei, vă rog. Cam același lucru spuneam și eu la început, dar m-a contrazis atunci domnul Vlăescu. Am spus că dacă folosim aceste instrumente pentru a genera învățare, este un lucru bun. Adică să stai în fața calculatorului și să te joci același joc non-stop, nu generează învățare.
Dacă știm să le integrăm în procesul de învățare și va trebui să le integrăm, inteligența artificială este mai inteligentă, poate, ca noi, dar nu dispare. Dar nu sunteți de acord cu mine că ar trebui totuși niște oameni să se gândească în mod organizat, absolut, la felul în care sunt de să se asta, dezbată subiectul ăsta? Nu cred că mă contrazice cineva pe acest subiect. Dar nu există oameni, adică mie, sentimentul meu este că suntem într-o zonă din asta de pătură în cap. Adică, domne, lasă, la noi nu e, al nostru nu o să pățească nimic, al nostru. E o neputință și o teamă de asumare momentan. Dar de ce? Dar de ce? Că e despre sănătatea unei nații. Sunt măsuri dificile care vor și nepopulare. Vor fi nepopulare. Sunt nepopulare dacă nu știu să le explice, dacă nu știu să vorbească. E adevărat. Iar noi avem mare handicap în privința asta. Știți ce aș mai adăuga? Da. De când devenim conștienți de existența noastră, începem să înțelegem un lucru. Timpul este limitat. Cu ce îl umplem? Cine ne învață ce să facem în acest timp? Părinții, școala și, până la urmă, și societatea căreia trebuie să ne adaptăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să stați cu noi la Vește Crezi astăzi. Doamnelor și domnilor, la Metropola urmează Sub semnul întrebării cu Robert Tucescu și Dezbaterile Metropolei cu Radu Preda. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai aveți chef de mine, pe la 23 la emisiunea Acurat. Vă mulțumesc. Doamne ajută!